Până de vineri dimineață, sucevenii pot să-și facă cumpărăturile la târgul de Paște amenajat în parcul central al municipiului Suceava. În târg, cumpărătorii pot găsi atât produse tradiționale pentru masa de Paște, cât și obiecte de artizanat realizate de meșterii populari. Târgul a fost deschis vineri dimineață în prezența ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Stelian Fuia și a președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Ministrul Stelian Fuia a cumpărat cârnați și un suvenir și a primit cadou de la comercianți o icoană și un nou încondeiat. Dați-mi și mie doi cârnați. Acum m-am spurcat asta, cum zice, că dacă am gustat aici, ar putea să nu gust. Mulțumesc mult! Da. În cât timp îl încondeiați? Cât durează? Păi, acum două ore. Două ore, da. Da? Toată familia. Există viitor dacă ați învățat și familia, dar și întreaga familie, eu îi cunosc bine. Pentru asta populară. Mulțumesc mult! De la noi de acasă. Mulțumim! Până la urmă plec cu sacoșa plină, nu? Da, este și la capăt. Ministrul Stelian Fuia a apreciat produsele tradiționale din Bucovina și a anunțat că astfel de inițiative ar putea fi preluate și în alte regiuni ale țării. Eu am apreciat aici, în primul rând, crearea unei mărci specifice zonei Bucovinei, care ajută și promovarea sub această umbrelă a produselor și în alte zone geografice ale României, dar și în afara României, ceea ce este foarte important. Și am și spus-o, aștept ca și alte zone geografice să-și dezvolte niște branduri regionale sub care să-și promoveze produsele din zonele respective. Am început și eu un astfel de proiect cu produs în Bărăgan. Și aș vrea să văd în continuare și alte zone geografice, produs în Banat, produs poate, nu știu, în Dobrogea, produs în Oltenia, produs în Transilvania și acolo se lucrează ceva mai ales pe Fundația Prințului Charles. Pentru că aceste branduri locale pot crea identitate produselor. Și sunt un element de marketing și promovare foarte important. Suntem în Bucovina, unde putem spune că este capitala produselor tradiționale și bio din România. Cea mai mare parte a produselor tradiționale certificate sunt în Bucovina. Târgul de Paște are loc în perioada 6-17 aprilie în Parcul Central al Sucevei. La târg participă atât membrii Asociației Produs în Bucovina, cât și peste 40 de meșteri populari din toate zonele etnografice ale țării.